curățește pe noi de toată întinăciunea și ne mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău cel Sfânt. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. 24 ianuarie, același Alexandru Acuza este ales la București și domnitor al Țării Românești. La prima vedere pare doar o mișcare inteligentă a clasei politice de atunci, pare doar o strategie cool, cum ar spune tinerii noștri de astăzi. În profunzime însă lucrurile sunt mult mai complexe. Ceea ce s-a întâmplat atunci nu este doar o întâmplare sau doar o mutare câștigătoare, ci este rezultatul unor evoluții interne și internaționale fixate în memoria colectivă, mai ales pe timpul Revoluției de la 1848. Și rolul marilor bărbați ai neamului de atunci a contat. Și rolul Franței ca susținător permanent al nostru, în egală măsură. Poate și viziunea de la 1600 a lui Mihai Viteazu, poate și Horea și cu siguranță și Avrameancu. Vorbim acum de Mica Unire de la 1859 și de Marea Unire de la 1918, în al cărei centenar aniversar ne aflăm. Mica și minunata Unire de la 1859 este o bijuterie de faptă a istoriei noastre. Și pentru cei care au realizat-o, ea nu a fost deloc mică, și dimpotrivă. Reformele legislative și instituționale înfăptuite atunci, constituind fundamentul statului modern de astăzi. 11 au definitivat construcția națională la 1 decembrie, la Alba Iulia. În fiecare an sărbătorim începutul Unirii în ianuarie și împlinirea ei în decembrie. Este foarte bine că este așa, din punct de vedere simbolic, începem și încheiem anul de Unire. La mulți ani România, la mulți ani Unirii, care tuturor, dacă nu cântăm Hora Unirii chiar pe aceleași note și nu facem chiar aceleași pași, putem măcar să ne dăm mână cu mână. La mulți ani români, la mulți ani România prezentă și viitoare.